ziua, doamnelor și domnilor! Bun găsit la o nouă ediție a Tabletei de Sănătate. Astăzi, alături de mine în studio, se află domnul dr. Dorin Dorobanțu, șeful compartimentului de chirurgie plastică și microchirurgie reconstructivă din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Mureș. Bună ziua, mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Aș vrea să ne vorbiți, cât ne permite timpul, despre chirurgia plastică, care, deși mulți dintre noi o confundăm cu cea estetică, nu este același lucru. Da. Chirurgia plastică, specialitatea se numește chirurgie plastică estetică și microchirurgie reconstructivă. În momentul de față s-a introdus și particula de estetică pentru că are în componență și aceste tipuri de intervenții. Paleta este destul de largă chiar și fără chirurgie estetică și acolo există multe intervenții din capitolul reconstructiv, din zona de arsuri, din zona de cicatrici, din zona de boli congenitale, cum este, de exemplu, nu știu, dupuitrenul la mână sau sindromele de compresie de nervi periferici la mână. Deci are o paletă destul de largă. Având în vedere că suntem într-un spital de urgență, evident, partea de urgență de chirurgie plastică este ceea ce intră în apanajul nostru. Încercăm să fim cât se poate de bine reprezentați sau organizați în acest capitol, datorită faptului că Spitalul din Târgu Mureș este un spital clinic județean de urgență relativ teritorial, este tip 1B deocamdată, dar totuși asta înseamnă că asigură urgențele pe anumite domenii la nivel de spital universitar pe cel puțin 4 județe. Și chirurgia plastică în particular are foarte puțină mică reprezentare în aceste 4 județe. Evident, spitalul nostru are linii de gardă pe toate specialitățile și pe chirurgie plastică are o linie de gardă la domiciliu, ce-i drept, dar o avem și putem să deservim urgențele majore de chirurgie plastică, care ajung în Târgu Mureș, fiind 4 județe cu foarte puține compartimente sau secții de chirurgie plastică în zona respectivă. Ne străduim să facem față acestei provocări. Aș vrea să-mi vorbiți puțin despre una dintre intervențiile pe care le-ați făcut la începutul acestui an și anume la un copil de nici 2 ani care și-a prins mâna și care ar trebui să-i refaceți degetelele. A fost nevoie de o întreagă echipă? Cred că a fost o intervenție care a fost făcută de colegii mei. La ora actuală sunt șeful compartimentului și beneficiez deja după atâția ani de muncă de aportul și existența unei echipe destul de bine formate, deja reprezentată din 4-5 medici cu mine titulari. La ora actuală eu nu mai fac gărzi datorită unei probleme de sănătate, care așteptăm să vedem cum va evolua în continuare, dar coordonez în continuare activitatea colegilor mei. Particularitatea la un traumatism la un copil este că e copil pe de o parte. Particularitatea este pe de o parte provocată de faptul că trebuie gestionăm problema de obicei cu colegii de la chirurgie pediatrică referitor la internarea unui caz de genul ăsta, după care sunt probleme particulare referitoare la cine de anestezie, la toată dotarea care trebuie să fie pregătită. La noi în sală este dotarea sălii de operație este pregătită să facă față inclusiv oricăror intervenții la copii. Pentru că neexistând o chirurgie plastică pediatrică separată, cum există doar în, cred că, 2 centre din țară sau, în mod excepțional, 3, București, Timișoara și, cred că, Iașu, chirurgia plastică de adult trebuie să facă și tot ce înseamnă chirurgie plastică pediatrică. Colaborăm foarte bine cu colegii de la chirurgie pediatrică pe tot ce înseamnă paletă de internare plus intervențiile cu care se intrică unele cu altele în specialități, că au fost și situații în care am avut partea de ortopedie pediatrică, de exemplu, care trebuie să fie asigurată de colegii de la ortopedie pediatrică. Și
Și particularitatea mai este emoția vis-a-vis de faptul că ai un copil în față și nu un adult. Și avantajul, într-o oarecare măsură, este că plasticitatea copiilor și capacitatea lor de regenerare este semnificativ mai bună decât a adulților. Și acolo există rezultate un pic parcă mai spectaculoase pentru că au o capacitate mult mai bună de a recupera. Mă rog, condiția este să și existe un pic de capacitate de a face recuperarea din toate punctele de vedere, atât pacientul, familia să meargă în direcția respectivă, cât și, bine, dacă este vorba de o traumă mai serioasă. Traumele mai ușoare, de obicei, pot recupera și spontan. Adică, efectiv, nu au nevoie în mod deosebit de recuperare. Dacă sunt leziuni limitate, dacă sunt leziuni semnificative, atunci este bine să există o recuperare dirijată într-un centru de recuperare sau asistată de partea de fiziokinetoterapie, chestie care un piculeț, din păcate, suntem oareși cumva deficitare. Adică avem foarte multe cabinete de fiziokinetoterapie în regim privat la ora actuală prin oraș. Partea de fiziokinetoterapie, după cum știți, în spital suntem un pic rămași în urmă pentru că astea sunt condițiile. Din păcate, nu putem investi sau nu se poate investi în toate direcțiile odată. Investițiile astea în tot ce înseamnă domeniul medical, infrastructură, văd că sunt destul de dificile sau se obțin destul de greu și noi tot sperăm și așteptăm. Odată făcută, să ne întoarcem puțin la o amputare, să spunem. Când luați hotărârea să amputați un membru? Când sau... nu se poate pune la loc. Membru superior este puțin diferit de membru inferior. Membru inferior are indicații de replantare mai limitate, puțin datorită funcționalității diferite. Mâna este, are o funcționalitate mult mai mare și o diversitate a mișcărilor mult mai semnificativă față de picior. De asemenea, o protezare a unei mâini este mult mai dificilă, mult mai scumpă și mult mai puțin fezabilă decât protezarea unui membru inferior. Membru inferior cu funcțiile lui puțin mai simple decât la membru superior duc la o indicație relativ limitată de a replanta. Bineînțeles că indicația de replantare depinde un pic de mai mulți factori. Depinde începând de la felul în care s-a desfășurat traumatismul, de condițiile în care s-a prezervat, de exemplu, segmentul amputat atunci când este complet amputat. Dacă de timpul care s-a scurs de la momentul în care s-a întâmplat accidentul până când pacientul ajunge pe masa de operație și se ia decizia de ce facem, în ce direcție o luăm, de tipul de traumă, pentru că ideal este să te duci să faci o replantare în momentul în care secțiunea este perfect dreaptă. Se întâmplă foarte rar, dar relativ apropiat de ce înseamnă perfect drept prin segmentul respectiv. Sunt situații în care poți să iei decizii și să prepari capetele zonei amputate, să chiar să scurtezi, de foarte multe ori se ia o decizie de ușoară scurtare a segmentului respectiv pentru a-ți asigura niște margini de țesut sănătos și de o parte și de cealaltă, și în zona proximală și în zona distală. Dar oricum, sunt mulți factori. De asemenea, depinde de vârsta pacientului, starea de sănătate a pacientului, probleme asociate, pentru că se intră în sală de operație de obicei cu o intervenție în anestezie generală, care durează un timp semnificativ, durează în mod excepțional, un deget se poate replanta în 2-3-4 ore și se ajunge la o mână sau un antebraț, se poate să ajungă la 6-8 ore, 12-14 ore, depinde de complexitatea regiunii pe care o replantez. Cea mai dificilă este zona mâinii, transmetacarpiană se numește, transversală sau oblică prin mână. Mai, cea mai ideală replantare este la nivelul treimii distale antebrațului. Ideal în sensul că este șuș ceva mai ușor de făcut și cu șanse mai bune de recuperare, cu cât urcăm în sus, așa cum știți că am avut replantări de braț, dar șansele de recuperare a unei replantări înalte de braț sunt semnificativ mai mici decât a unei replantări la nivel de antebraț treime distală. În momentul în care există un deget amputat, degetele amputate nu se pot replanta capete de deget așa mai pe la
partea distală a degetelor nu prea au șanse să fie replantate pentru că sunt prea mici vasele și destul de dificil. Nu că nu se poate încerca. Fiecare medic, în funcție de ce are în fața ochilor, poate să decide dacă încearcă sau nu încearcă o replantare. Există indicații clare vis-a-vis de ce tip de traumă este, câte degete sunt amputate, dacă e mâna stângă, dacă e mâna dreaptă, dacă e tânăr, dacă e în vârstă pacientul. Sunt niște criterii clare pe care se ia decizia de a face sau nu o replantare, după care urmează partea de muncă și partea de recuperare în care muncește și pacientul. De obicei, atunci când ai nevoie, când aveți nevoie să interveniți la o amputare, nu se întâmplă decât de la accidente care sunt casnice. Și aș vrea puțin să-mi vorbiți despre ce ar trebui să facă cei care se găsesc în această situație. Cum să transporte membrele spre dumneavoastră? În general, în momentul în care există o amputare, sunt rare cazurile în care pacienții chiar vin de capul lor, poate cu un deget amputat. În cele din urmă, cel mai bine este să se ajungă la un spital care are capacitatea de a lua o decizie. Când e vorba de o amputație de un deget, de exemplu, atunci pacientul poate că nu are nevoie de salvare sau de nu știu ce, și ia degetul, o să explic cum se conservă, și vine cu el la spital. Decizia de ce facem, dacă îl aruncăm, dacă nu îl aruncăm, dacă îl punem la loc, încercăm, nu încercăm, ce tip de... Există, și o să vă dau un exemplu. Există replantare de deget care se face la un nivel mai superior al unei amputații, dar există și grefă liberă de deget, ceea ce se întâmplă atunci când este amputat capătul distal al degetului. Fiecare cu niște șanse de reușită, dar decizia este acelui plastician care este pregătit să facă intervenția respectivă și să ia cea mai bună decizie pentru pacientul respectiv. Inclusiv uneori deciziile în traumă se iau în funcție de ocupația pacientului. Adică anumite tipuri de intervenții în traumă le faci când este vorba de un muncitor care lucrează mai mult manual, mai mult fizic și mai mult cu manevre relativ brutale față de un, de exemplu, pianist. Deci necesitatea de a ce nevoie are pacientul respectiv ulterior poate să ducă la două indicații diferite. Dacă este vorba de o amputație de segment completă, adică segmentul respectiv este căzut pe jos, când e vorba de pacienți, e vorba de, poate să fie, dacă altfel vine, salvare sau ceva, un capăt de deget, un deget. Sunt situații în care se poate tenta o replantare de parțială de ureche, de exemplu, atenție, sunt plăci mușcate de câine în care s-au replantat porțiuni din ureche. Sau segmentele de, am avut și recent și anul ăsta, mai dificile cazurile respective, replantarea de scalp. Da? Am avut în primăvară sau în iarna asta un scalp prins la o mașină industrială, un părul prins la o mașină industrială și efectiv un scalp complet avulsionat. Conservarea segmentului amputat se face pe cât posibil într-o pungă relativ etanșă, care se scufundă în apă cu gheață. Deci nu băgăm în gheață. Nu băgăm în gheață direct, nu băgăm nici în apă rece. Dacă este extrem de poluat, poate să intre în discuție o spălare ușoară la fața locului cu apă, nu cu săpun, cu apă simplă. Dacă chiar este la îndemână o soluție de betadină, în mod excepțional, se poate tampona zona amputată și se pune într-o pungă, într-o compresă, într-o pungă, dar preferabil se închide totuși într-o pungă relativ etanșă, care se scufundă în apă cu gheață. Chestia aia asigură o conservare la temperatură de 4 grade Celsius aproximativ, care este cea mai bună variantă de conservare, până la așa. Și esența este să ajungă cât se poate de repede la un spital care poate să ia decizia cu ce facem cu segmentul respectiv. Un deget care e pus în gheață și în gheață este înghețat, nu o să mai poată fi replantat. În mod normal, nu că nu o să mai poată. Cineva poate să ia această decizie, dar poate să ducă la niște lucruri eronate. La un deget e o chestie, când replantezi un deget nu sunt riscuri semnificative. Vorbeam de riscuri asupra pacientului, pentru că de obicei este o intervenție în anestezie generală, care poate să dureze, care în funcție de nivelul replantării poate să ducă și la riscuri vitale. Și
cine nu a trăit toate variantele de posibilități din această specialitate, nu mai poate să se exprime așa ușor despre așa ceva. Este un deget, nu pune probleme deosebite. Dacă îl congelezi, poți să încerci să vezi dacă este ceva sau nu. Nu riști ceva semnificativ. Dar în momentul în care l-ai congelat, apar niște leziuni datorită fenomenului de congelare. Da? La nivelul țesuturilor, la nivelul celulei, apare practic criogenarea, duce la o chestie irreversibilă, la care degeaba mai încerci să faci o replantare, că nu ai șanse. Efectiv, nu ți se deschid vasele de sânge după ce s-a acest proces. Și se preferabil va necroza. Se va necroza. Adică o să-l pui și nu o să se întâmple nimic. Nu o să meargă fluxul circulator prin chestia respectivă, nu o să se rea fluxul circulator și până la urmă o să se usuce. În funcție de ce pui la loc, începi să riști niște lucruri. Cu cât este mai mare porțiunea pusă la loc, cu atât riscurile sunt mai semnificative. Mai ales dacă ai reușit să dai drumul cât de cât la circulație. Dacă circulația trece printr-un segment replantat, care nu este revitalizat suficient de bine, pentru că nu iese chestia respectivă, încep să se pună probleme de blocaje renale, de exemplu, de insuficiență renală acută, care, așa, deci pe de o parte strivirea din momentul acelei traume, care dacă nu este suficient de bine prelucrată, poate să ducă la complicații renale, pe de altă parte o replantare care nu evoluează suficient de bine, poate să ducă la complicații care chiar sunt și cu risc vital. Complicațiile astea la cât timp apar de obicei? În funcție de ce tip de complicație este, că poate să apară imediat, poate să apară într-o zi, două, de obicei chestiile renale apar dintr-o dată. Insuficiență renală poți face în maxim 24 de ore, dar ok, degradarea unui caz în sensul ăsta, bun, nouă ne ia, de exemplu, avem, să zicem, ok, ai o zi la dispoziție să te uiți la mâna respectivă, să vezi în ce direcție o ia, evoluează bine, nu evoluează bine, avem și niște parametri clari pe care îi observăm ca să vedem dacă evoluează bine sau nu. Dacă vedem că nu evoluează bine, o dăm jos. Pentru că altfel începem să riscăm viața pacientului și o chestie care nu vrea nimeni să vadă cât se poate din decoarda. Dumneavoastră aveți și o altă sarcină, nu doar să fie, să arate bine membrul pe care îl puneți, ci să fie deci, prima sarcină este să fie, să-l pui la loc și să fie funcțional, partea cu arătat bine, chiar la așa ceva nici nu-i interesează, dimpotrivă, în intervențiile de traumatologie se fac niște manevre care duc la niște cicatrici un pic suplimentare față de ceea ce vine pacientul. Deci, de exemplu, un antebraț replantat este, înainte să-l replantezi, prima dată îl deschizi. Adică faci niște incizii în lungul antebrațului și în sus și în jos, pentru că trebuie să-ți prepari și să-ți abordezi elementele pe care te apuci să le repari. Deci apar chiar cicatrici suplimentare față de traumatismul propriu-zis. Dar, mă rog, chiar nu contează chestia asta. În partea de așa. Ulterior, după ce trecem de etapa de a pune la loc, de a repara funcțional un lucru și de a-l face să funcționeze, după aia putem să ne uităm la cicatrici, să vedem dacă mai putem să le facem ceva și la cicatricile respective. Pentru că, da, și după traumă și după alte tipuri de intervenție, sunt cicatrici care pot fi ulterior îmbunătățite, dar nu în momentul urgenței sau nu în momentul imediat post-traumatic. Un braț replantat, în cât timp poate să devină funcțional? E o durată de luni, ani? E o durată de un an, doi, aproximativ. Cea mai bună variantă, dacă începe să miște, să schițeze ceva, începe în 3, 4, 5 luni. Dacă e să recupereze ceva, cam în 9 luni, un an de zile, până la 2 ani de zile poți să tot încerci să aștepți vreo recuperare. De obicei, după 2 ani de zile, nu așteptăm recuperări sau îmbunătățiri ale unui funcționalități nervoase. Deci tot ceea ce reparăm pe partea de nervi, indiferent dacă este o tăietură de plagă cu nervi tăiat simplu sau o replantare în care repar câțiva din nervii importanți de la un segment, timpul de recuperare, timpul în care avem posibilitatea să reparăm un nerv este 3-6 luni. Idealul este, deci dacă nu reparăm în urgență, nervii reparăm la după 3 luni până la 6, în mod excepțional 9 luni de zile, foarte, foarte excepțional până la un an de zile. După care nu mai are sens să încercăm o reparare a nervului respectiv, pentru că nu vom avea niciun rezultat. Este o chestie în care
Când se repară nervul, nu se bagă ceva în priză, se pune efectiv în contact și urmează un proces natural de vindecare, care nu e inventat de noi, inventat de altcineva și care se desfășoară în timp, efectiv, practic, acel neuron de la nivelul coloanei, de exemplu, neuronul, structura centrală a nervului, se reface prin axon sau dendrită spre periferie, trecând prin zona pe care noi am reparat-o. E un proces care desfășoară ceva gen 0,5-1 mm pe zi și durează. Cu cât este mai sus, cu atât este mai dificilă recuperarea. Și de aici, aici intervine și o chestie de termen relativ, pe care, din păcate, îl vedem atunci când există acele leziuni de coloană vertebrală, care sunt mielice, adică au secționat măduva spinării. Acolo distanța este foarte mare. De-aia nu apar recuperări sau sunt foarte dificile recuperările pe acele tipuri de leziuni, pentru că este o distanță foarte mare. Chiar dacă tu încerci în zona în care nervul este secționat, să-l faci, să-i faci ceva, să-l repari, problema este că trece atât de mult timp când se ajunge repararea în capăt, încât până atunci mușchiul din capăt nu mai poate să funcționeze. Este atât de atrofiat încât conexiunea între nerv și mușchi este compromisă. Deci dacă trece un termen de 9 luni, un an de zile, chiar dacă nervul meu a avansat și a ajuns să ajungă să se repare până la nivelul mușchiului, dar dacă a trecut un an de zile, conexiunea dintre nerv și mușchi este compromisă, de niște placă neuromotorie. Nu mai funcționează. Și degeaba mi-a ajuns mie influxul nervos acolo, că nu... Deocamdată la capitolul ăsta nu s-a inventat nimic. Deci noi reparăm nervii și ne străduim ca pacienții să înțeleagă, colegii să înțeleagă. Leziunile de nervi trebuie recunoscute, diagnosticate. Decizia de ce îi faci, când îi faci, ar fi bine să aparțină cuiva care știe să repare nervi, indiferent dacă e leziune simplă de nerv sau dacă este... Există leziuni de nerv fără traumă, este sindromele de compresie, care și acolo... Dacă stai foarte mult într-un sindrom de compresie, înseamnă că nervul printr-un tunel prin care trece în mod natural este strangulat. Efectiv, nu mai are loc acolo. Din cauza unor inflamații în zona respectivă, nu mai are loc. El suferă. Suferind nervul, practic, paralizează. Dacă stai suficient de mult, te trezești cu mâna topită că ți-a paralizat nervul respectiv. E un lucru care ar trebui recunoscut un pic din timp să nu se ajungă la asemenea leziuni. În traumă avem termenele astea de trebuie să repare într-un anumit termen, după care îndrum pacientul spre recuperare și cu tratament asociat se fac cure repetate de recuperare, cu cât este trauma mai mare, inclusiv la replantare, ar trebui 2 ani de zile să facă pacientul recuperare. După 2 ani de zile trebuie să reevaluezi situația dacă referitor la un nerv periferic. De reparat nu mai pot repara. Până la 3, 6, 9 luni de zile am putut să încerc reparări, după aia să fac recuperări. După 2 ani de zile, practic îl evaluez ce a rămas, ce nu a rămas. Ce funcționează, ce nu funcționează. Mai există după 2 ani de zile niște intervenții în care teoretic păcălim natura. Adică tot intervenții de chirurgie plastic, tot un fel de intervenții reconstructive. Vă dau un exemplu banal. Deci de la o mână sunt 3 nervi principali. Unul pică și nu se recuperează, nu se repară. Eu pot să folosesc de la ceilalți 2 o parte din funcțiile lor ca să echilibrez mâna. Deci mut niște funcții dintr-o parte în cealaltă, mutând tendoanele care sunt inervate mușchii respectiv de cei 2 care funcționează. O parte din tendoanele care sunt mai puțin importante pe zona respectivă, le mut pentru porțiunea importantă de pe cealaltă funcție. Și în felul ăsta un pic pot să echilibrez funcționalitatea unei mâini. Este ceea ce se cheamă, mă rog, partea de intervenții paliative pentru leziunile de nervi periferici, care apar, se iau deciziile după 2 ani de zile. Deci după 2 ani de zile, ce n-ai recuperat, ce n-ai reușit să repari, mai poți să păcălești puțin. Acolo deja sunt niște trucuri, efectiv. Spuneați la început de emisiune că un aport foarte mare în recuperare îl are și pacientul. Evident. Dorința pacientului de a își avea membru funcțional contează foarte mult. Contează, eu le cam explic, cam 50% este... Deci după ce ne-am terminat noi treaba, cât de bine reușim să ne o facem fiecare dintre noi, o
contribuție de pe la 50% din asta o are recuperarea. Și acolo contează dacă pacientul trage, pentru că el are o traumă, are niște cicatrici, are niște dureri. Dacă trece peste chestiile respective și reușește să miște mâna respectivă, o să o aibă funcțională. Dacă se uite la ea și plânge că vai, mă doare și nu face nimic, o să rămână o creangă. Chestia asta se întâmplă, din păcate, destul de frecvent. Și din păcate se întâmplă și datorită faptului că cineva nu înțelege. Deci dacă, ok, după un traumatism, o mână, o lași pansată, imobilizată, nu știu, o săptămână, două, trei, patru, cinci, șase, nu discutăm de fracturi de oase mari, discutăm de o mână. 4-6 săptămâni, în mod excepțional, se stă cu ea relativ imobilizat, să zicem, în funcție de ce leziuni sunt, după care începe recuperarea. Recuperarea înseamnă cure de recuperare, 7-10 zile fiecare, pauză între ele câte 2 săptămâni, recuperare în continuare ce ai învățat acasă, reluarea curelor, ne plictisim într-o parte, cineva nu ne mai atrage, nu ne mai oferă suficient atenție, ne mai schimbăm clinicile, mai mergem într-o stânga, în dreapta, facem tot posibilul. Ceva care nu se mișcă nu funcționează. Poate are legătură și cu faptul că sunt costisitoare aceste recuperări sau recuperările și astea sunt decontate de asigurări? Chirurgia plastică ar fi în regim privat, cred că ar fi una dintre, mă rog, mai sunt vreo două, dar ar fi măcar pe locul 3 vis-a-vis de costuri. Da, evident, în momentul în care, din păcate, deci în partea de chirurgie plastică, arsurile sunt o cenușăreasă, o știe toată țara, o știe toată lumea, suntem vai de scaua noastră la capitolul ce înseamnă arsuri, culmea că trebuie să ne ocupăm și de arsuri, deși nu avem, la nivel de Mureș, nu prea avem niciun fel de condiții. Dar totuși trebuie să te ocupi și de chestiile respective. Nici cu recuperarea nu stăm foarte bine la capitolul ăsta. Nu mă refer acum neapărat numai la spitalul nostru și ce situație avem. Problema asta e spital de urgență. Partea de recuperare n-ar... Ok, am avea nevoie de ea. Nu ar fi obligatoriu să fie. Ar putea să fie un centru de recuperare care ar putea să fie separat. Managementul spitalului nostru cred că avea inclusiv în planul lor de management avea o idee și o investiție pe direcția unei zone de recuperare. Avem și pacienții care sunt foarte mulți pacienți, de exemplu, de pe neurologie. Care și acolo este foarte importantă partea de recuperare. Din păcate, nu stăm foarte bine la așa ceva și, ok, da, într-adevăr, ce se dezvoltă la nivel de privat sunt chestii private. Mai mult sau mai puțin, evident, tot timpul va exista o variantă în privat. Nu sunt similare, nu oferă același lucru. Deci nu poți să ai într-un cabinet de recuperare care are câteva chestii, câteva chestii șmechere, câteva chestii care poate se vând, care fac bine pe niște domenii, dacă acolo sunt restricționate un pic, nu știu, ne adresăm, să zicem, nu știu, poate sportivilor, intervențiilor de artroscopie de genunchi, de exemplu, sau de umăr, sau de chestii de genul ăsta. Nu se poate compara un cabinet de recuperare, o clinicuță de recuperare, cu un spital serios de recuperare. Spital de recuperare, cât de cât de recuperare, București. Ceva spital de recuperare avem în Cluj. În Târgu Mureș un spital propriu de recuperare nu avem. De recuperare să fie la modul general. Nu genul că, nu știu, e cât un spital de recuperare, nu știu, la Borșa, care nu știu exact ce funcție are, dar nu cred că are toate variantele posibile. Spitalul de recuperare trebuie să conține toată patologia care trebuie recuperată, din toate, de la neurologie, de la chirurgie plastică, de la ortopedie, de la tot. Ar trebui să fie axați și pregătiți pe fiecare domeniu în parte. Pentru sper să-l avem cândva. Ați atins un subiect sensibil, știu că și pentru dumneavoastră și pentru... Ați spus că ne cunoaște o lume întreagă, din păcate, în ceea ce privește mari iași, ne cunoaște de la colectiv. De la colectiv au trecut câțiva ani. Nu mari iași, mici iași. Credeți că mici iași au vreo șansă? Asta voiam să vă întreb. Cei care nu sunt mari iași au vreo șansă să se recupereze așa cum s-a recuperat într-o țară care... Nu, uite, aici, de exemplu, sunt și... Mă rog, sunt și chestii controversate la un moment dat, din când în când aprob câte un dosar. Am avut dosar de pacientă cu sechele grave, cicatriciale, post-combustionale, cu niște placar de
cheloide înfiorătoare și extrem de blocată pacienta respectivă, dosar de aprobat pentru tratament în străinătate de recuperare. Cred că partea de pacientă care cred că a fost, mă rog, nu a fost accident, cred că a fost o tentativă de ceva și s-a avut o orsură de 80% aproximativ și grad mare, cred că. La început a fost tratată în țară, ulterior partea de tratament de recuperare i s-a aprobat să meargă în exterior, prin Germania, unde, bineînțeles, pacientul ars la nivelul ăsta nu este doar pacient cu arsură și trebuie să faci numai mișcări de recuperare, că din când în când trebuie să mai operezi, că face cicatrici care blochează anumite segmente, nu poți să-și ridice mâna din cauza cicatricilor care le face, din când în când trebuie să operezi, după aia trebuie să recuperezi zona aia, toate chestiile trebuie să stai să le recuperezi și să încerci să tratezi cicatricile. E o chestie foarte complexă, foarte anevoioasă, foarte costisitoare și nu cu rezultate spectaculoase. Adică acolo atâta este atâta ca rezultat. Am aprobat că știu că la recuperare singurul lucru care nu l-am aprobat la pacienta respectivă și am programat-o, de exemplu, este că n-am mai aprobat tratament chirurgical. Pentru că tratamentul chirurgical al unor corecții de cicatrici poate să-l fac orice secție de chirurgie plastică din țara asta. Cicatricile, să le trateze, niște cicatrici, să facă niște intervenții pe cicatrici, orice chirurg plastician ar trebui să poată să facă, dacă cât de cât are o sală de operație, dotată cât de cât cu ce trebuie pentru anestezie generală și cu ce avem noi de făcut. Partea de recuperare nu, acolo nu avem. Partea de tratament în urgență, într-adevăr, nu avem. Noi suntem, din păcate, obligați, în momentul în care avem arsuri cu indicație de internare, care sunt și alea peste 10% și anumite tipuri de și un 5% dacă e pe față are indicație de internare, dacă are arsuri de căi respiratorii, de exemplu, sau, mă rog, diverse alte considerente. Deci, din păcate, noi nu avem unde să internăm arsura de 10, 12, 15% care teoretic se vindecă singură dacă avem un pic grijă și o pansăm un pic. Deci nu discutăm de așa. Singurul lucru care îl internăm, culmea, că ăsta se internează, nu avem ce face, sunt copii. Secția noastră de chirurgie pediatrică nu are ce face și internează cazul de copil ars, că nu are efectiv ce să facă. La adulți, pentru că nu există, secția de plastică e foarte mică, nu e secție, că e un compartiment de 10 paturi, neavând niciun fel de posibilitate să pui pacientul respectiv într-un salon, nu poți interna arsuri. Noi trebuie să facem eforturi tot timpul să, mă rog, intră în smurt, tratăm, dacă este absolut obligatoriu să tratăm ceva în urgență, să facem vreo intervenție chirurgicală de urgență, o facem în sala compartimentului, care nu ar trebui să fie folosită la toate tipurile, ar trebui să fie o sală separată, dar neavând, o folosim și o sterilizăm ulterior, ca după orice alte intervenții pe care le facem. Și arsul după aia trebuie să-l transferăm într-unul din centrele de ars din țară, iar dacă în mod excepțional nu se întâmplă, peste hotare, atunci când este indicație de așa ceva. Da? Uneori este greu, chiar și decizia poate să fie grea, pentru că sunt situații la mari arși în care prognosticul, de exemplu, se poate calcula foarte ușor și vezi că n-ai nicio șansă de supraviețuire. Am avut cazuri care le-am trimis în afară, dar știam că n-au nicio șansă de supraviețuire. Asta depinde și de suprafața sau de depinde arsura, de gradul de arsură? Arsurile de gradul 1-2 nu au o semnificație majoră sau nu sunt foarte grave dacă sunt pe suprafețe relativ limitate până la, nu știu, 10, 20, 30% în mod excepțional. Arsură de gradul 2 deja de la 40-50% în sus, reprezintă o arsură, deși teoretic arsura de gradul 2 se vindecă singură. Dar numai faptul că ai 50% din tegument ars gradul 2, deja îți pune niște probleme care îți pot da niște complicații care pot duce la deces. Chiar dacă arsura nu e foarte profundă. Deci arsura de gradul 2 nu o grefăm, nu o dăm, nu se necrozează nimic, nu se strică pielea. Este arsă pielea la suprafață și în 2 săptămâni se vindecă. Dar complicații pot crea. Depinde și cu ce mai este asociat uneori.
arsurile de gradul, să zicem, 3-4, în varianta clasică a acestei clasificări a arsurilor, alea deja la 30-40% sunt deja arsuri care au niște riscuri vitale destul de semnificative, iar când sunt deja în jur de 50% și mai sunt asociate cu o vârstă, cu o patologie, cu așa ceva, deja șansele încep să scadă semnificativ. Șansele pacienților ar crește dacă ar avea parte de o dotare mai bună? Știți foarte bine că la colectiv, datorită supraîncărcării la momentul respectiv, s-au murit pe capete și tineri datorită unor arsuri cu grave, cu suprafețe mari și care s-au complicat și cu infecții. Nu fac apologia infecției și a vai Doamne ce se întâmplă și așa mai departe, dar problema este că dacă vrei să-i dai șanse pacientului ars, este unul dintre cei mai critici pacienți vis-a-vis de starea lui de imunitate, este prăbușită instant din momentul arsurii. El nu mai are o barieră care să-l apere de exterior, la fel cum avem noi, pentru că o arsură de, nu știu, 30-50% deja înseamnă acea barieră este efectiv deschisă. El încasează orice putem noi să-i oferim. Și atunci problema este și de-aia există acea idee de centre de ars, pentru că ăla trebuie închis în camera lui, iar intrarea personalului acolo trebuie să fie sub niște condiții extrem de riguroase. Păi dacă tu n-ai nici măcar un salon separat în care să pui un pacient ars, deocamdată soluția noastră în spital, atunci când nu pleacă imediat pacientul, este să-l închidem într-o boxă de UPU. Dacă dă Dumnezeu să avem o boxă de UPU în smurd, liber, goală, liberă, sterilizată și să încercăm să-l închidem acolo, după care ar trebui să-i dedici complet personal separat, ceea ce nu prea poți, că n-ai de unde. Ar trebui să ai medici care se ocupă de terapie intensivă numai de partea de arsuri. Nici aia nu avem cu dedicație numai pentru așa ceva. Când va exista, dacă va exista acel centru de arși, acolo va fi. Vă dau un exemplu, deci compartimentul meu are în jur de 10 paturi, o sală de operații, una de mici intervenții, policlinică și în momentul de față sunt în jur de personal 30-35 de persoane cu tot cu bloc operator, aproximativ 40 cel mult și acum la ora actuală suntem 5 medici titulari și avem vreo 18 rezidenți. Pe schema minimă a centrului de arș, despre care e vorba că se va face la Târgu Mureș, conform ordinului de ministru de funcționare a acelui centru, sunt 135 de persoane în personal. Și de unde ai luat? 18 rezidenții, pregătesc. Numai să îmi dea cineva voie să mă mișc în direcția respectivă. În momentul în care, deci, singurul om care poți să-l pregătești cu un an, doi înainte, este rezidentul, care are o perioadă de pregătire, care aș putea să nuanțez, du-te, te rog frumos, la Timișoara 3 luni de zile sau 6 luni de zile, vezi ce se întâmplă la arsuri acolo, sau te la București, la Floreasca, sau la Iași, undeva, sau de afară, dacă reușim. Asta în momentul în care știi că urmează, că vine, că așa, când nu știi ce se întâmplă, când se întâmplă, degeaba. Deci pacientul, rezidentul de chirurgie plastică se pregătește și la nivel de arsură, teoretic, el trebuie să fie pregătit la nivel de toată specialitatea, și despre arsuri, și despre traumă, și despre reconstrucții, și despre estetică, despre orice. Și noi suntem la... Fiecare centru este un nivel mai mare sau mic de atingere a tuturor obiectivelor care, de fapt, sunt de atins în carnetul ăla de rezident, de exemplu. Cred că fiecare centru facem așa, dar niciunul din centre nu cred că este efectiv complet. În primul rând, un pic nu suntem complex pentru că, în general, spitalele de stat nu prea au voie să facă chirurgie estetică. Nici nu, în ceea ce este într-un spital de stat, nici nu-ți dorești prea mult să faci. Dacă n-ai condiții ultra exclusiv separate, nu prea îți dorești să faci chirurgie estetică, că Doamne ferește să faci vreo trăznaie în direcția respectivă, să ai vreun caz care se infectează, de exemplu, la chirurgie estetică. Nu este de dorit așa ceva. Pe de o parte. Pe de altă parte, n-ai modalitatea legală să o faci. Chirurgia estetică este o chirurgie de regim privat. Deocamdată, prea puține spitale din țară intră în discuție să aibă o variantă de a lucra în regim privat. Cred că dacă această variantă exista, clinicile private și toată discuția despre cât operăm noi, să zicem, în timpul liber, în privat nu ar exista. Dacă aș fi avut condiții de a opera
în două săli de operație cu regim privat și 20 de paturi de regim privat în spitalul de stat, după masa în timpul meu, nu știu dacă mă deplasam în altă parte. Dar genul ăsta de condiții a fost creat într-o oarecare măsură în București. La un moment dat existau. Când am plecat eu de acolo în anii 2001 sau așa ceva, existau. Exista un fel de salon privat și așa. Problema este că pe măsura trecerii timpului nu s-a identificat nici măcar posibilitatea legal-juridică ca un medic să fie plătit după masă în timpul meu liber cu cât vreau eu. Eu stabilesc tariful. În timpul meu liber, dacă fac o intervenție, pot să-mi stabilesc tariful. Dar posibilitatea legală să faci chestia asta într-un spital de stat, să fii plătit pentru chestia respectivă, nu există la ora actuală. Aș vrea să vorbiți puțin și despre microchirurgie. Microchirurgie care înseamnă microchirurgia o chirurgie la microscop. Chirurgia la microscop sau uneori și la lupe. Chirurgia cu mărire se adresează și face parte din specialitate, dar începe de la, de exemplu, leziunile acele de nervi periferici. Alea se repară sub lupe sau sub microscop. O replantare se face anumit timp din replantare, nu osul, că osul pune fără microscope de obicei. În mod excepțional, îi apucă pe vreunii să-și pună niște lupe la nivel de os, indiferent care ar fi osul respectiv. Dar am văzut unii colegi pe la tendoane începând să lucreze sub lupă în ideea că vezi un pic mai clar, mai clar despre ce e vorba, dar tendoanele cred că se pot repara și fără mărire, în principiu. Nivelul de ce înseamnă artere, vene și nervi. Acolo se discută despre diverse nivele de a lucra cu microscopul. Există și o bucățică de așa zisă ultramicrochirurgie care presupune leziunile de toate leziunile care se operează la microscop, dar la copil sub un an. Acolo deja iarăși coborâm nivelul foarte tare și nu mai pot să lucrez decât pe cea mai mare mărire a acelui microscop pe care îl utilizez și cu cel mai subțire fire. Dacă n-ai 12-0 începi să plângi, dacă ai 11-0 te chinui. Adică alea sunt niște fire care se utilizează extrem de rar. În mod uzual, în microchirurgie se folosesc 8-0, 9-0, 10-0. Ca să încercați să vă faceți o idee, sunt niște trepte. 7-0 este grosimea firului de păr aproximativ. Deci 7-0, care îl folosim destul de rar în microchirurgie, este grosimea firului de păr. 10-0 deja este semnificativ sub. Da, tot timpul sare exponențial, oare și cumva scade dimensiunea. 12-0 n-am în spital, dar există în principiu. Și 11-0 cred că avem, dar deja oricum devine destul de greu de folosit. Pentru că chiar și la microscop este destul de greu să lucrezi cu 11 sau 12-0. Cu 10-0 se poate lucra în regim rezonabil. În momentul de față eu mă bucur de existența acestor aproximativ 18 rezidenți, adică acestui bucăți de activitate care se cheamă rezidențiat pe chirurgie plastică, se cheamă Centrul de Pregătire în Chirurgie Plastică, pe care am reușit să-i dau drumul și să-l coordonez. Mă bucur că asta înseamnă de fapt oameni noi formați care merg în direcția asta și mă strădui să își definitiveze formarea aici cu completări fiecare unde poate, în ce direcție poate. Despre asta dotarea din punct de vedere a partei cu microscopul este rezonabilă. În spital avem două microscope operatorii și de ambele săli de și mici intervenții și în sală se lucrează cu chestiile astea. Acolo nu suferim din punctul ăsta de vedere. M-am uitat puțin pe internet, nu pot să zic că m-am documentat, dar m-am uitat la ce se întâmplă în lumea asta și am înțeles că japonezii sunt cei mai performanți. Nu? Sau chinezii. Sau chinezii. Sunt cei mai performanți în sensul că merg la disperare în tot felul de intervenții microchirurgicale și fac niște replantări, zicem, extreme, cu rost sau fără rost. Adică atunci când, după ce ți-ai definitivat pregătirea în specialitatea asta, știi la un moment dat dacă atunci când vezi niște degete venite tocate, așa, ce are sens să pui la loc și ce nu?
Adică deja poți să ai în cap o imagine despre cum va arăta ăla dacă reușești să-i pui ceva la loc și dacă va fi funcțional sau nu. Pentru că să pui ceva la loc numai de dragul de a... De a pune la loc după aceea, cred că și pentru pacient da, e am avut și situații de exemplu, în momentul în care am avut amputație de braț, nici n-a stat să mă gândesc, ok, o să facă, nu o să facă recuperare. Evident că dacă nu face recuperare, nu va avea rezultate serioase. Dar tânărul avea 22 de ani. N-am stat să mă gândesc prea mult. Deci am contraindicat din potrivă niște mecanisme. Mecanismul era prin smulgere. Mecanismul prin smulgere deja îți ridică un pic de semne de întrebare, ca atenție, ce faci acolo, vis-a-vis de recuperarea nervoasă. Că aia înseamnă că nervii sunt întinși bine până să fie rupți, practic, și atunci leziunile pe nerv nu sunt cât tăiat aici. Că prin acea întindere, efectiv, leziunea poate să fie pe 20 de centimetri și atunci tu degeaba pui nervul cap la cap. Nu ți se va repara suficient de bine. Sau vei avea rezultate mult mai slabe. Dar poate să intervină altceva. Adică, până la urmă, e o chestie. E acolo. O are, are membru superior. Nu este fără. Asta e primul lucru care îl obții când faci o replantare și reușești. Bine, să și prima dată să trăiască cu tentativa ta de pus la loc, după care să rămână cu segmentul, după care dacă se reușește să și schițeze ceva din el, Doamne ajută. O minimă satisfacție am avut în momentul în care am văzut că pacientul respectiv făcea flotări în brațul replantat. Dar mi-aș fi dorit mai mult să văd la nivelul mâinii. La mâinii ultima dată când am văzut schița ceva, nu făcea niște mișcări semnificative, scățea un pic de flexie. Mai mult de atât nu cred că va obține. Dar cazurile sunt diferite întotdeauna. Pentru că vorbeați de această operație, operația se face o singură dată sau sunt pe segmente se face operația? Prima dată e operația de replantare, în care decizi cât din a pune la loc faci. Adică, de exemplu, repararea nervoasă poți să o faci la nivel de a face neurografie sau de a numai pune capetele de nerv cap la cap. Când ai o chestie de genul ăsta cu avulsie, poți să le pui doar cap la cap și ulterior să te gândești că vei reinterveni la zona de nerv. Trebuie să te gândești la toate aspectele, pentru că să te apuci de făcut nervii poate să dureze încă 3 ore, să zicem. Chestie care trebuie să te gândești, merită să riscăm viața pacientului pentru chestie care oricum mai vei mai lucra pe nervii respectivi? Le pui pe toate în balanță și decizi. Da? Cea mai grea fetiță, adică cea mai grea decizie a fost la o fetiță de acum 2020, parcă 2000, așa ceva, un accident de la Baia Mare. Cu piciorul? Piciorul. Și care am văzut că acum merge? Acum merge la recuperare și este o fetiță care trage foarte tare la recuperare, la Borșa. Și acolo a fost spectacol, dar a fost foarte dificilă decizia. Deci decizia din noaptea respectivă dacă la un picior traumatizat într-un hal înfiorător. Ea a fost dificilă decizia de a ține piciorul sau nu ține piciorul. Să ții piciorul însemna un pic să întinzi corda, să te pui așa lângă Dumnezeu prin ceea ce faci și să, mă rog, cu speranța, evident că lucrurile vor evolua bine, dar aveai un risc. Sau să ieși din sala de operație cu piciorul amputat. Într-un caz care era venit la mure și după 24 de ore prin alte părți, deci era un pic întârziat, dar la care până la urmă am decis să-l țin și am reușit. Am reușit și să țin piciorul și să-l repar cât se poate de mult reparat și am avut susținerea colegilor de pe atunci, de pe chirurgie pediatrică și partea de terapie intensivă a fost senzațional și au dus la reușita acelui caz și la fetița externată și a ajuns la recuperare. Și... Cred că e foarte dificil să amputezi un membru a unui copil. Cu cât copil. E mai... Da. Da, și acolo de obicei sunt situațiile în care nu multă lume, dacă ar vedea imaginile respective, s-ar gândi că acel picior se mai poate face ceva cu el. Acolo contează faptul că este vârsta respectivă. Deci la o cea mai mică șansă de a reuși să faci, să ții un semn, nu întotdeauna e vorba de o amputație completă. Uneori este o traumă care e totul împrăștiat.
fracturi multiple sau leziuni extensive de părți moi, cum a fost la fetiță. Nu întotdeauna este doar replantare, dar evident contează faptul că este o vârstă așa și încerci să faci tot posibilul. Singurul lucru care este de luat în calcul și de avut grijă este să nu întinzi coarda în așa fel încât să riști partea de vital. Deci, pe cât posibil, nici la un copil nu. Da, într-adevăr, știm, rezistă mai bine la orice un copil până la urmă, dacă cât de cât l-ai putut investiga sau îți poți face o idee să nu fie vreo patologie, nu știu, malformații congenitale sau știu eu ceva. Deci se recuperează mai bine, rezistă mai bine, dar totuși nu e bine să întinzi coarda, pentru că vă dați seama că și impactul, Doamne ferește, a unei evoluții nefericite cu un copil este semnificativ mai mare decât ca un pacient în vârstă la care am întins coarda. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost cu noi astăzi. Vă mai aștept pe la noi. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Toate cele bune. La revedere. Mulțumesc.